să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A mare de coordonate 1 și 1 și are panta, adică m mic, egală cu 1. Vă readuc aminte, ecuația unei drepte ce trece printr-un punct de coordonate, să-i spunem x0, y0 și are pantă dată, este y minus y0 egal cu m pe lângă x minus x0. În cazul nostru avem y minus y-ul lui a, adică minus 1, egal cu panta 1 pe lângă x minus x-ul lui a, minus 1. Deci y minus 1 egal cu x minus 1, reducem și ecuația dreptei, chiar sub formă normală, este y egal cu x.